Bună ziua, dragi cititori! Din nou împreună, ca de fiecare dată, la consacrata rubrică Cărți deschise pentru minți deschise. Sunt gazda dumneavoastră, Sorin Lucaci, și astăzi vom vorbi despre o nouă campanie, o nouă campanie online desfășurată pe site-ul editurii Herald. Este vorba despre campania Ce ne transmite budismul, învățături și practici cotidiene, și astăzi alături de noi este Ana Maria Haller, blogger, autoare a blogului Dusă cu cartea.ro și de asemenea, cred eu, o pasionată cititoare de cărți de spiritualitate. Astăzi am ales să vorbim despre două cărți din această campanie, din campania Ce ne transmite budismul, învățături și practici cotidiene. Este vorba despre cultivarea răbdării, tehnici budiste pentru a depăși mânia și furia de Dalai Lama, o carte publicată în colecția Himalaya a editurii Herald. Câteva repere, să le spunem câteva cuvinte despre carte, făcând distinția între resemnare și toleranță, sanctitatea sa Dalai Lama, sugerează că atitudinea esențială în depășirea mâniei și a urii este să adoptăm în mod conștient răbdarea. Această poziționare fermă față de adversități, provenită dintr-un temperament stabil, neperturbat de frământări exterioare sau interioare. Prezentată sub forma învățăturilor susținute de sanctitatea sa Dalai Lama în fața publicului, multe pe care le și știm, foarte multe conferințe, multe tutoriale pe care le-am văzut și în filmulețele de pe YouTube. Cartea Cultivarea răbdării este o analiză detaliată asupra celor trei caracteristici ale răbdării, și anume toleranța bazată pe acceptarea conștientă a suferinței și dificultăților din viață, toleranța rezultată din reflectarea asupra naturii realității și toleranța față de ofensele aduse de alții. Cumva aș putea spune, și am mai spus-o și în alte rânduri, iată, răbdarea, o virtute foarte importantă și o virtute pe care o găsim și în creștinismul ortodox, da? Când tot timpul ni se spune că, de fapt, smerenia, care ar fi cumva opusul mândriei, iată, smerenia, răbdarea, toleranța, să-i acceptăm pe ceilalți așa cum sunt și nu numai să-i acceptăm, dar să-i și iubim, da? Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Iată niște lucruri care mi se par extraordinare, faptul că există aceste legături între două tradiții spirituale milenare, creștinismul ortodox și budism. Bună, Sorin, bună și ascultătorilor tăi. Mă simt onorată că m-ați invitat, pentru că de fiecare dată când vă urmăresc, ai tot felul de personalități. Iar invitația ta m-a venit ca să-mi întărească acest lucru, că faceți ceva deosebit. Iar pentru cei care nu mă cunosc, pe lângă blogul meu Dusă cu cartea, eu sunt și absolventă de litere română-franceză, dar și de teologie. Și în același timp sunt, să-i spun așa, și un practicant al unei tehnici tibetane numită Prananadi. Și vreau să spun că dacă prima vedere ne-am întrebat ce domnul lectură, am putea spune că același lucru. Și cum să ne dezvăluim pe noi și bunătatea noastră, pentru că până la urmă trebuie să fim noi bine, noi cu noi înșine, ca să putem să le transmitem și celorlalți. Pentru că toți atunci când îl vedem pe sanctitatea sa, Dalai Lama, vedem această liniște sufletească, această bunătate și ne-o transmite și nouă. Și cred că acest lucru îl face atât de special, da? Să nu mai vorbim de faptul că este a 14-a încarnare, da? A lui Dalai Lama, are o tradiție mare, iar cărțile lui de fiecare dată ne îndeamnă către bunătate, către înțelepciune, către iubire și în același timp ne învață cum să trăim în această zi, în această viață, pentru că de multe ori, așa cum spune și sanctitatea sa, uităm să mai trăim, avem această viață într-o continuă alergare
și uităm să trăim, să ne bucurăm de lucrurile simple și în același timp să îi respectăm și pe ceilalți și să avem răbdare cu ei. Despre asta este vorba și discuția noastră de astăzi în carte. Am primit această carte ca o învățătură. A fost un moment în care am învățat foarte multe lucruri. Și ceea ce mi-a atras atenția a fost următorul citat. Atunci când cineva are o reușită, cineva apropiat ție, te bucuri foarte tare. Însă dacă un dușman al tău sau cineva de care tu nu ești foarte apropiat are și el un moment plăcut în viața lui, ție nu-ți place, atunci de ce să nu te bucuri și de acel lucru? Și am învățat în același timp că este bine să te bucuri și de reușitele celorlalți. Asta am dobândit-o în urma unui concurs la care eu am participat și mi-am dat seama cât de important este să fim noi cu ceilalți în comuniune, să ne bucurăm unii de reușitele celorlalți. Și de multe ori, da, trebuie să avem răbdare, iar anul 2020 a fost un an în care noi am învățat, să zicem așa, cu prisosință să fim răbdători. Ne-a pus răbdarea la încercare, pentru că întotdeauna noi vrem să controlăm ceva, iar această pandemie tocmai ne-a făcut să nu mai controlăm nimic, să ne controleze ea pe noi. Și cred că aceste cărți de dezvoltare personală ar fi trebuit citite foarte mult. Și eu cel puțin m-am axat anul acesta foarte mult pe cărțile de dezvoltare personală și au adus un beneficiu în viața mea. Văd mai mult echilibru și în același timp am învățat să am răbdare cu ceilalți. Și atunci când văd că sunt puțin supărați, voi aveți la editura Heraldo o altă carte foarte drăguță, este dans, se numește Dansul Furiei, la fel în care trebuie să ne învățăm cum să stăpânim această furie. Și aș vrea ca fiecare dintre noi să facem un exercițiu și să vedem că atunci când avem pe cineva supărat lângă noi, este ca și cum acea persoană ne transmite o energie negativă. Spune aici în carte Dalai Lama, e ca și cum un abur iese din tine și îl transmiți celuilalt. Și cred că de aici vine și acea expresie de vampir energetic. Persoana care îți transmite energia negativă, ți-o ia pe a ta bună, el poate se calmează la un moment dat, însă tu rămâi cu o încărcătură destul de negativă. Da, apropo de cartea pomenită puțin mai devreme, eu am făcut câteva conexiuni cu alte ocazii când am mai vorbit despre cărțile lui Dalai Lama din colecția Himalaya din portofoliul editurii Herald și nu întâmplător, cred, m-a dus gândul la această carte a lui Harriet Lerner din colecția Pas în doi, Dansul Furiei. Și într-adevăr ne dă seama că există niște, să spunem, similitudini. Chiar făcând textul pentru această campanie, lucrând la textul pentru această campanie, mi-am dat seama de apropierile pe care budismul le are mai mult ca orice altă tradiție spirituală față de psihologia actuală, atât de psihologie cât și de neuroștiințe. Și exact, cred că și titlul cărții este foarte sugestiv. Dacă vorbim despre cultivarea răbdării, da? Cum putem să gestionăm sau să ne ținem în frâu anumite emoții negative sau nesănătoase. Și cred că în cărțile lui Dalai Lama, și iarăși mă duce gândul la o carte, e vorba despre cartea Potențialul Uman, găsim multă psihologie, ceea ce mă bucură foarte mult, eu fiind la bază psiholog. Da, și apropo de Dalai Lama și de virtuțile pe care în general budismul ni le oferă nouă occidentalilor, pornind de la compasiune, empatie, o iubire binevoitoare și multe alte lucruri. De fiecare dată când l-am văzut în videoclipuri pe Dalai Lama, mi-a plăcut jovialitatea lui. Pentru vârsta lui are un umor și o jovialitate, tot timpul e cu zâmbetul pe buze. E clar că acolo vorbim despre un echilibru și despre o pace interioară.
Da, așa este. Este acea pace și, așa cum ți-am spus, de fiecare dată când îl urmăresc, îmi transmite și mie, simt acel lucru și încerc să capăt această pace, pentru că mă gândeam zilele acestea că tot se vehiculează chestia asta de meditație, tot să medităm, să fim zen, însă am impresia că trebuie să stăpânim și o tehnică de meditație. Nu ne apucăm așa, stăm acum, medităm și gata, ne vom liniști. Nu, cred că prima dată trebuie mintea să ne odihnim, să ne axăm către bine, către frumos, să primim această bunătate, pentru că o să avem surpriza neplăcută, să-i spun așa, ca ego-ul să vină, să-ți amintesc că vezi că astăzi ai de predat nu știu ce proiect, vezi că trebuie, ai uitat să faci nu știu ce cumpărături, mai ai de făcut. Și trebuie să jonglăm puțin cu aceste gânduri și să îl lăsăm cumva să creadă că îl ascultăm, dar în același timp să mergem și către această pace interioară care să ne aducă bine nou înșine. De ce ai recomandat această carte cititorilor? Iată, ai un blog unde ai foarte multe recenzii și prezentări de carte, așa cum spuneai tu, în marea lor majoritate, poate din zona dezvoltării personale și mai ales a evoluției spirituale. Mie unul trebuie să recunosc că îmi place mai mult termenul de evoluție spirituală decât cel de dezvoltare personală. Da, poate, și pentru, poate și pentru faptul că celălalt, adică primul, dezvoltarea personală, este foarte folosit. Și în ultimii ani am tot auzit și atunci am tendința de a-l folosi pe celălalt. Ce te-a impresionat la această carte și, până la urmă, de ce ai recomanda-o atât celor care ne privesc, cititorilor Herald și numai lor, bineînțeles, toată lumea care ne privește, dar și celor care urmăresc pagina ta și urmăresc blogul tău? Da, venit din dorința mea de a examina de unde vine această mânie. Și am văzut că această mânie și ură vine atunci când noi oamenii ne simțim răniți. Pentru că și eu, la fel ca și tine, sunt foarte pasionată de psihologie și îmi doresc în viitor să fac o facultate. Este vorba de acele răni sufletești sau de acel copil interior pe care îl avem în noi. Răni pe care noi îl avem din copilărie și de fiecare dată când cineva poate spune ceva, să-i spunem, nu greșit, nu înțelegem greșit, acționăm ca efectul acela de bumerang, vrem ca să-i dăm înapoi, să-i răspundem. Și trebuie să ne uităm în primul rând la acea persoană, să ne uităm la situație, pentru că persoana respectivă s-ar putea să nu fie bine, să treacă printr-o problemă pe care noi nu o știm. Este ca un scut. Noi folosim această mânie ca pe un scut. Dar în același timp este și o iluzie, pentru că realitatea în care trăim noi, uneori este și o iluzie, nu știm adevărul, iar aflând acel adevăr din spatele acelei persoane, ne vom da seama că nu este vorba de răutate și nu trebuie să acționăm cu răutate și să fim mai blânzi. Dar în același timp, așa cum spune și maestrul Dalai Lama, nu trebuie să acceptăm la infinit ca o persoană să ne umilească, să ne jignească, și să ne gândim că acea karmă, da, karma este cea care ne dă la un moment dat înapoi ceea ce noi dăm și noi, să zicem că ne va răzbuna. Da? Noi avem în România o foarte cunoscută expresie, până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Acum nu știu dacă te mănâncă sfinții sau până când karma se va întoarce și acea persoană va primi și ea răsplata. Știi cum e vorba? Însă am aflat în carte. Ce semene aia cu legi. Cum îți aștergi, așa dormi. Da. Și tocmai maestrul Dalai Lama zice că trebuie să avem compasiune pentru acel făptaș și să ne gândim că el își va primi răsplata, să nu încercăm noi să facem un bine. Tocmai de aceea, făcând teologia, avem și multe învățături la fel de frumoase, prin care spune că să nu-l judeci pe celălalt, pentru că există Dumnezeu care îl va judeca. La fel și aici, karma este cea care îi va da până la urmă. Știm că această karmă, această, să-i spunem, pedeapsă, se poate moșteni timp de mai multe reîncarnări.
până când persoana respectivă va învăța din greșeala pe care a făcut-o și se va purifica, să-i spunem așa. Și o altă, alt lucru care mi-a plăcut foarte mult, o să-l și citesc acum, este: dacă o problemă poate fi rezolvată, de ce să mă necăjesc de ea? Iar dacă nu poate fi îndreptată, de ce m-aș gândi la ea? Încerc în fiecare zi, de fiecare dată când am o problemă, să mă gândesc la acest citat și să văd dacă pot schimba ceva. Iar dacă nu pot schimba, să las lucrurile să se rezolve ca atare. Pentru că de multe ori, cred că este, unele lucruri vin doar să te atenționeze, nu trebuie neapărat să și răspunzi la ele. Să le las, să le observi și să iei acea învățătură din fiecare experiență care ți se întâmplă. Dar crezi că este natura umană să se streseze omul? Pentru că, știu, ceea ce ai spus tu este o afirmație, o expresie, un dicton, cum vrem noi să-i spunem, foarte adevărat. Dacă problema respectivă are rezolvare, și în general se spune că orice problemă pe lumea asta are cel puțin două căi de rezolvare. Cam așa se spune. Deci dacă ea poate fi rezolvată, probabil că n-ar trebui să ne stresăm. Dacă nu poate fi rezolvată, de ce să ne mai stresăm? Adică dacă tu nu poți să aduci mortul înapoi de la groapă, ce rost are să te stresezi, da, pentru treaba asta? Și cu toate astea există. Există emoțiile, există gândurile. Gândurile, da, care la un moment dat, procesul poate fi și invers. Gândurile nasc emoții și emoțiile pot naște gânduri. Știi? Și mă gândesc că atunci e natura noastră umană. Dar important este felul în care, cum știm noi să ne gestionăm, apropo și de furie versus răbdare, da? Cum știm noi să ne gestionăm aceste emoții? Cum învățăm noi să gestionăm aceste emoții? De asta am și spus la începutul discuției noastre și cu atât mai mult surpriza faptului că ai făcut teologia, pentru mine a fost foarte mare, o bucurie mare, pentru că îți dai seama că, de fapt, aceste valori universal valabile și aceste virtuți, noi le regăsim și în tradiția budistă și în cea creștin-ortodoxă. Sau în cea creștină, în general, nu doar în cea creștin-ortodoxă. Da. Eu cred că este în ființa noastră umană să fim stresați, tocmai pentru că sunt lucruri pe care nu le putem controla și de multe ori ne este frică sau ne este rușine să nu cădem în penibil. Și tocmai de aceea ne stresăm, să-i spun așa. Uneori acest stres poate fi constructiv, pentru că te stresezi să-ți iasă ceva cât mai bine, să muncești, pentru că mă gândesc că dacă nu ne-am stresat, atunci fiind foarte relaxați, nu am ajunge să facem lucruri de calitate. Însă, da, așa cum spuneai și tu, și budismul și creștinismul sunt două lucruri care se îmbină foarte bine. Deși prima dată mă gândeam dacă este bine să merg sau nu pe partea aceasta de practică tibetană, la un moment dat mi-am dat seama că nu mi-aduce cu nimic ceva rău, mi-aduce numai bine, mă învață cum să fiu mai liniștită, cum să îi accept pe ceilalți, pentru că de multe ori stăm și judecăm pe ceilalți, iar acest lucru nu este bine nici pentru noi, nici pentru ei, pentru că ceea ce noi ne gândim despre ei, același lucru gândesc și despre noi. Este ca un fel de reflexie, un fel de oglindă. Văd în tine ceea ce de fapt sunt eu. Că de multe ori ni se întâmplă asta, avem impresia că cineva este rău. Nu este rău. În momentul ăla tu vezi ceva, ceea ce ai tu în tine, că la fel am mai întâlnit într-o carte, spunea ceva de genul că atunci când vezi ceva rău, este că tu în momentul acela nu ești bine tu cu tine și îl vezi pe celălalt rău. Ca un soi de oglindire. Oglindire, exact. Este oglinda ta celălalt. Și nu trebuie să... Trebuie să încerci să fii echilibrat și să evaluezi mai bine situația. Și mi-a plăcut, la un moment dat am întâlnit, pentru că a fost o întrebare către Dalai Lama despre rugăciune și zicea că da, rugăciunea trebuie privită ca pe un fel de trăire zilnică, da? Iar în rugăciune să vezi ceva, atunci când cer ceva, să te gândești că îți este și dat, să nu te gândești oare o să-mi dea
Dumnezeu, spiritualitatea, acest lucru. Să pui la îndoială. Pentru că de multe ori mi s-a întâmplat să nu-mi dea în momentul ăla. Poate că n-am avut nevoie în acel moment de acel lucru, însă, cum am eu o expresie, zic, mi-a pleznit o binecuvântare după, care m-a făcut să devin din ce în ce mai încrezătoare. Și mi-am dat seama că, da, Dumnezeu nu este ca un fel de, sau spiritualitatea, dacă sunt persoane care nu acceptă termenul ăsta, nu este ca un fel de tonomat unde bagi un bănuț și zici, asta e dorința mea, să vreau cânte. Ca să-mi dai. Da, și vreau să-mi dai înapoi. Nu, îți va da atunci când va considera, când tu vei fi pregătit să accepti. Pentru că sunt momente în care noi nu suntem pregătiți să acceptăm unele și să primim unele lucruri. Sau foarte bine ai spus tu, când avem o reală nevoie. De cele mai multe ori noi ne dorim lucruri, dar fără să ne gândim că, de fapt, între dorințe și nevoi este o diferență mare. S-ar putea să-mi doresc un lucru care să, pe termen, să spunem mai lung, să nu fie benefic pentru mine. Dar Dumnezeu, știind de fapt toate lucrurile și fiind omniprezent, omnipotent, omniscient, știe ce să-mi dea, exact cum ai spus și tu, la momentul oportun. Exact atunci când ai nevoie. Sau exact atunci când te cuprinde poate... Și cred că e valabil și în cazul marilor călugări și a sfinților părinți, să ai într-o viață de om momente de deznădejde, momente de descurajare, momente de lipsă a credinței. Îți este atât de rău, te simți atât de pierdut, de rătăcit, de confuz, încât ai pierdut cârma corabii și nu mai știi încotro te îndreți. Și atunci... apare Dumnezeu și îți ghidează cumva și îți luminează drumul. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre Dalai Lama pe marginea unei cărți, Cultivarea răbdării tehnici budiste pentru a depăși mânia și furia, o carte publicată în colecția Himalaya Editurii Herald și care face parte din campania online Ce ne transmite budismul, învățături și practici cotidiene. După cum știți, vă reamintesc că toate filmulețele, videoclipurile cu invitații noștri speciale le puteți găsi pe pagina oficială de Facebook a Editurii Herald și pe canalul nostru de YouTube. Astăzi a fost alături de noi și mulțumim foarte mult Ana Maria Haller, blogger, autoarea blogului Dusă cu cartea.ro. Îi mulțumim foarte mult, iar noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul acestei frumoase campanii despre care vă pomeneam puțin mai devreme, Ce ne transmite budismul, învățături și practici cotidiene. Să aveți o zi binecuvântată în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!